cu... Mai încoace? Nu, sau să vedem fix în spatele noastre. Și ce să fac? Spuneți. Adânsa? Povestea asta cu să faci mai interesantă cartea e rezultatul unei nevoi aproape disperate, pentru că cărțile nu mai sunt în centrul lumii. În alte generații, chiar și în generația mea, o carte interesantă, un roman de Buzura sau știu eu, de Breban, sau o carte de Nichita Stănescu sau traducerea lui Faust, a lui Doinaș, cu ilustrații de Ceta Brătescu și mai departe. Erau cărți în centrul lumii, pentru că lumea avea marginile ostile sau, și supravegheate, granițele exterioare, cum se spune acum, ale spațiului Schengen. Granițele erau politice și ideologice și în mijloc erau centre, erau nuclee mai tari, dar și mai moi, pentru unii tari, pentru alții moi. Oficialitatea le lăsa așa, să stea așa ca pe... Și ele creșteau ca niște micelii de cultură. Cum sunt și micelile care fac micelii sau micelile, sau care fac penicilina sau ciupercile astea care se oxidează, nu? Și acolo partidul sau statul credeau că lasă-i în pace, că nu ne deranjează, și când colo, fără să știe, acolo s-au întâmplat toate lucrurile interesante ale perioadei. Adică România a ajuns să aibă cel mai mare poet, un poet, să zic, suprarealist, complet fantasmagoric, e vorba de Nichita Stănescu, și cel mai mare filozof, un gânditor antimarxist, metafizic. Nu mai era cazul în altă țară din locul comunist. Așa a fost, nu? Nichita Stănescu era un poet. Nu semăna cu, nici măcar cu, cu cine să spun, cu Evtușenko sau cu Maiakovski, care erau mari poeți, mai mult sau mai puțin acceptați de statul sovietic, dar poeți realiști, poeți ideologici, poeți de transformare realistă. Nichita Stănescu era un poet de transformări complet suprarealiste, în cuvinte, în limbaj. Iar filozofii, în cel mai bun caz, ajungeau la Lukács sau la Kolakowski, sau erau neomarxiști care intrau în coliziune cu marxismul, dar porneau de la sușa marxistă. Pe când noi am avut pe Noica, care era un fel de eminență cenușie, chiar prin marxism. E adevărat că nici statul nu prea era marxist. Adevărul că și statul semăna și cu Nichita Stănescu și cu Noica mai mult decât cu Kremlinul, pentru că era un stat cu naționalism puțin visător, care nu semăna cu Marx și Engels, era antisovietic, deci permitea tot felul de... Dar n-are rost să intrăm în amănuntele trecutului. Acum cărțile s-au risipit, cărțile nu mai au o virtualitate periculoasă. Există e-book, nu? Și s-a virtualizat și povestea cu cartea, cu multe altele s-au risipit. Sau sunt un fel de abur. Trebuie să le adune, omul trebuie să facă un efort mare. Nu mai sunt cărți, nu mai sunt librăriile astea care erau repere fixe și erau locuri de întâlniri, de despărțiri sociale și culturale. Erau toposuri așa de, cum să le spun, de... Intrau într-o rețea de rezistență sau de recunoaștere a celuilalt. În toate orașele mici și mari apăreau cărți și cărțile erau atât de rezultabile încât la un moment dat, în timpul sărăciei, am mai prins și eu asta, deși am plecat înainte de apexul sărăciei, am plecat în 82, dar mă ocupam de la Europa Liberă și știam cum a transmis la un moment dat Constantin Noita unui prieten comun care vizita Heidelbergul cu o bursă și spune lui Horezeanu că rău a ajuns. Când era aici la Sibiu, citea pe mine, mă citea, sau Goethe sau nu știu ce, și acum la Europa Liberă citește Scânteia din asta până seara, să scrie despre ce mai face Ceaușescu. Avea dreptate? Da, e ok. Și faptul că
cărțile sunt așa de amenințate pentru că nu mai prea există sau nu mai există. Există computerul, există informația hologramatică, nu? Există plasma asta care se tot învârte în jurul oamenilor. Își închipui că știu totul, că au acces la orice informație, dar știu și cei care se ocupă cu accesul la cultură prin ecranul computerului sau știu între timp că niciun virtuos al computerului, admițând că e un enciclopedist, un om care vrea să-l citească anticii pe computer, nu apucă să depășească 15% din oferta unui computer care este oricum depersonalizată. Totul seamănă, toate cărțile seamănă pentru că sunt pe ecran. Și pericolul este, așa cum s-a întâmplat când a apărut ecranul cinematografului și când au ieșit oamenii din sală la Paris, în celebra scenă când trenul intra în gară și oamenii stăteau în sală, nu știau ce înseamnă filmul. Când au văzut că locomotiva nu se spre ei, au zbugit-o afară și s-au împiedicat, s-au urcat în picioare, s-au speriat. Și după aceea a apărut televizorul și țin minte că înainte de a muri, prin 1970 ceva, marele scriitor, ăsta e locul lui, librăria, André Malraux, care era pe ducă, respira foarte greu și care fusese aventurier și autor de mari romane și de inventator de muzee și mai departe. Spunea că cel mai mare pericol acum pentru tânăra generație este, sau nu numai pentru tânăra generație, pentru toți care scad victima acestei molime, este televizorul. Are oarecum dreptate și în zilele noastre, dar din alte motive. El spunea televizorul pentru că când se uitau la cinematograf și lui convenea oamenii care mergeau la cinema pe vremuri, lumina care proiectează imaginile care te atrag și te învață sau te atrag, te vrăjesc, venea din spate, deasupra tuturor capetelor și mergea direct pe ecran și acolo se întâmpla ceva. Semăna într-un fel cu teatru, care și el avea o lumină pe scenă. Deci era o sursă de cunoaștere, să zic, independentă de cunoscători. Televizorul strică, spunea el, toată această procedură. De ce? Pentru că lumina vine spre capul și spre ochii fiecăruia. Ei se uită la televizor și asta halucinează și deformează omul. Bineînțeles că nu se referea la conținutul programelor, ale talk show-urilor din anumite țări și în anumite perioade istorice. Da. Acum, fiecare are televizorul lui, dar într-un fel și mai diabolic, pentru că fiecare se adâncește în singurătatea mediumului. Și nu mai știe de părinți, nu mai știe. Acolo își găsește totul. Și asta, sigur că nu scapă fără urmări. Acum, din cauza asta, pentru că așa arată lucrurile și pentru că dimensiunea... Cărțile sunt ca într-o rezervație acum, cum sunt animalele în rezervații, că nu mai sunt leizi, nu mai sunt lupi, nu mai sunt girafe. Și atunci ai nevoie de rezervație, din când în când faci o librărie cu tâlcuri. Librăria într-un cartier în care e Facultatea de Teologie, Bucureștiul ăsta parfumat, cel mai bun București și mai interesant e pe aici. Aici sunt duhurile celor care au fost alungați și mi s-au stricat casele. Părinții, mănăstirile, comercianții armeni, greci, lumea asta veche, din partea asta orașului. De aici e locul bizantin. Și atunci, ideea să ai o librărie care se numească bizantină, să ai de-a face și cu biserica, și cu laicitatea, să ai cărți în toate direcțiile, și cu imagini, sub cupola bizantină. Cupola bizantină e cuprinzătoare și adună pe toată lumea. Există un gânditor german care face letopisețul civilizațiilor, Spengler, și care vorbește de civilizația cupolei și când se referă la bizanți și când se referă la musulmani. Și ei au cupolă. Cupola adună și protejează. Și o librărie care se numește Librăria Bizantină, care are și fotografii moderne, și vin, și prăjiturele, și...
eu știu, icoane și fete drăguțe și tineri care pleacă de la facultate și vin aici și oameni mai în vârstă, din toate direcțiile vin oameni aici și astea sunt locurile. Eu mărturisesc că l-am cunoscut destul de târziu pe domnul Coman, care e autorul acestui concept de cultură vizuală și nu numai, dar e un concept modern, foarte modern, în care în interiorul căruia te simți acasă. Și pentru că vezi fotografiile orașului care îți convin cel mai mult și multora dintre noi, o fotografie cu pridvorul Han sau București uitat de lângă Biserica Armenească spun mai mult chiar decât fotografiile lui Oroveanu cu Calea Victoriei, cu dame și automobile decapotabile din 1938, pentru că alea se opreau acolo. Începeau la Capșa și se terminau la Piața Victoriei. Și în jur, pe când hanurile astea și bisericuțele mici și erau peste tot. E mai mult. Și l-am apelat la la părintele Coman, l-am adus și la Berlin, la ambasada României din Berlin, care are o șansă mare. E o clădire a unei vechi poște de pe vremea lui Wilhelm al II-lea, de la începutul secolului 20. O poștă de mijloc al orașului Berlin, cu ceva academic, așa, historist, dar și cu tentații gotice, dar care nu seamănă, care a rămas nebombardată, ceea ce se întâmplă, s-a întâmplat rar în Germania, în centrul Berlinului. România a făcut un deal foarte avantajos, a cumpărat-o condiții bune sau la schimb ceva, acum vreo 15 ani, dar sigur că, dincolo de ce fac diplomații și în interiorul unei ambasade, ambasadele, de exemplu, ambasada Suediei, a Norvegiei, a Finlandei și a Danemarcei sunt într-un fel de iglu imens de lemn verde în care fiecare are câte o, la Berlin spun ambasadele astea. Ce vrei să arăți într-o ambasadă, ca să folosesc acest exemplu, e ca și cum ai avea o expoziție permanentă a țării tale. Cum exprimi țara ta în interiorul unei clădiri care nu are legătură cu țara ta, că e de la Washington sau unde fi, la Moscova. Ce trebuie să-i dai, pentru că acolo te întâlnești, acolo vin industriași, vin studenți, vin miniștri, vin și e nevoie de, vin oamenii care trăiesc acolo și trebuie să le spui imediat ceva. Da? Și atunci voi avea un program pe termen lung, s-ar putea ca în contrapartidă domnul Coman să mă fi invitat astă seara aici. Nu, asta o facem prietenește, dar în orice caz, imediat înainte de a scoate cartea, domnul Coman o să vină și cu grupul Prolog și cu alte lucruri o să facem tot posibilul ca la un moment dat cel puțin una sau două din sălile ambasade să arate cam așa. Atunci când vine un profesor de la Universitatea din Tübingen sau de la Humboldt sau când vine un industrial german supărat sau un ministru de interne exasperat de țigani și de cerșetorii români și că dacă toți sunteți așa, că întrebările se pun cam în genul ăsta, că țara e bagajul pe care îl arunci pe stradă în alte părți. Nimeni nu stă să întrebe la ce mai face doamna Asene, curtea veche, dar cărțile la Humanitas mai ies, dar domnul... Ce mai face Pleșu? Nu. Te întreabă, sunteți chiar toți țigani și cerșetori? Dacă spune, dacă e prietenos. Da, și dacă... Pe mine m-a întrebat, de exemplu, președintele Germaniei la acreditare, care e un personaj, să zic așa, civil, nu vine, e preot, da, preot protestant, și a fost șeful arhivelor CNSAS-ului german și îi poartă numele, așa de bun a fost acolo, s-a stat așa mulți ani. Și CNSAS-ul îi poartă numele lui acolo. Și a devenit și președinte, nu e nici social-democrat, nici creștin-democrat, nu e nici eu. Și prima întrebare a fost, nu trebuia să existe această conversație, mă, normal, e o scenă de curtoazie în care se fac complimente și cred că eram îmbrăcați amândoi într-un fel de pijama, într-un fel de frac așa, de pinguin, așa se poartă în astfel de moment. Și erau niște cucoane mai severe în jurul lui. Noastră știți ce, că ați ajuns într-un loc, mai ales aici la Berlin, unde când veți spune că sunteți români,
era ca și cum mă întreba la vrei să devii milionar sau ceva. Când veți spune că sunteți români, lumea o să zică sunteți tot, sunteți țigani și cerșetori toți, dar împărțiți soarta asta cu bulgarii. Pregătiți-vă cu chestia asta. Și nu-ți vine să-i răspunzi din prima președintelui țării unde tocmai el spune bine venit și să fii bine primit. Dar, de fapt, de ce aveți așa de mulți țigani? Și ideea este că, ne-am spus, pentru că suntem mai tolerați decât toți ceilalți europeni, din moment ce au stat așa de mulți cu noi. Și așa de mult. De-abia acum, când au putut să plece, au venit înapoi. Din alte țări europene au plecat mai departe. De-aia voi nu aveți prea mulți și noi avem așa de mulți. E și o poveste de perspectivă, preotul a înțeles. Și a mai venit vorba ceva în relație cu ungurii, dar pentru că doamna și pentru că nu e momentul, n-are rost. Dar din toate astfel de lucruri le veți găsi și în această carte. Și acum, ca să trecem la... Deci asta este ideea, de-aia am acceptat cu mare plăcere și sunt foarte onorat că am găsit și eu o librărie ca pe vremuri, a apărut și o carte și care și un public la ora asta, joia, într-un moment, între Sfântul Nicolae și Crăciun, când momentul e destul de incert. Și cum îmi spunea cineva astăzi în mașină, aducându-mă aici, după drama de la colectiv, după... Eu n-am mai fost de mult în România, mă rog, n-am plecat așa de mult, tot obișnuit cu plecările și cu revenirile după multe absențe, l-am întrebat ce mai e, așa, pentru conversație, ca și cum nu știu ce e. Și, păi lumea e foarte tristă. Lumea e mult mai tristă decât în, acum 6 luni sau acum 1 an. Pentru că a fost povestea cu colectiv, a fost povestea cu Parisul, a fost povestea cu... E povestea cu sărăcia care nu se schimbă. Da. Deci lumea e într-o perioadă... unii se tem de bombe, de teroriști, alții știu că nu le ajunge salariul minim sau mediu, și alții... În fine, lucrurile nu stau cu mult mai bine nicăieri, dar că mai e așa un sălaș sau un istm închis, oameni care au alte lucruri, cel puțin pentru ori în comun, aș spune că e cu atât mai bine. Această carte este, pe care vă recomand cu cea mai mare recomandă, este o privire de panoramică din zborul păsării, dar cu ochiul mangustei. Deci nu e o privire din zborul păsării. Aia nu vede prea bine, are ținte. E epoca noastră, ultimii 20 de ani. Cu articulațiile cele mai sensibile, ca și cum a fost vreuna care să nu fie periculoasă sau... Adică ce s-a întâmplat atunci când s-a pus problema intrării NATO? Ce s-a întâmplat atunci când ieșeai din Mineriade și trebuia să intri din regimul Iliescu II, în regimul Constantinescu I? Ce s-a întâmplat între 4 piețe ale universității? NATO și numele. Până în zilele noastre. Este un fel de jurnal, cum e sunt intitulat, jurnal, pentru că e un fel de jurnal. Sunt însemnările unui om în legătură cu lumea în care trăiește, dar este un jurnal, jurnalele sunt subiective, în excelență. Ăsta este un jurnal subiectivizat, ca să zic așa. Pentru că pornește, premiza este ce se întâmplă în realitate și ce se întâmplă în realitate trece prin filtrul observatorului, care e un jurnalist, dar care e un jurnalist, să zic așa, care prin forța împrejurărilor în care a trăit, are grile de lectură sau de înțelegere care nu încep cu propria lui opinie. Eu am fost de părere că până în 1989, în condițiile cunoscute, atunci când aveai șansa libertății, atâta cât a fost, trebuie să spui cu orice preț adevărul și să faci diferența între adevăr și minciună, între alb și negru. După 1989, în cultura libertății, oricât ar fi de agresivă libertatea și de cacofonică, cum s-a mai întâmplat, ai nevoie de nuanțe, ai nevoie de hașurile de gri, nu mai
vii tu și spui lumea asta e proastă și asta e bună. Ăsta e conducătorul absolut și ăsta e diavol și ăsta e înger. Sau cum spunea cineva în Anglia, Virginia Woolf,